4 amfiteatre, spații expoziționale, birouri administrative sau sisteme de traducere simultană pentru conferințe internaționale. Toate fac parte dintr-un centru de sprijinire a afacerilor finalizat în acest an și destinat în special întreprinderilor mici și mijlocii printr-un proiect în valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Clădirea se află în Ialoveni, Republica Moldova. Da, în primul rând dați-mi voie să vă salut. Înainte de a răspunde la întrebare, vreau să felicit toți românii, inclusiv românii din Basarabia, cu această zi sfântă pentru noi, pentru că acum 97 de ani membrii din Sfatul Țării au votat unirea cu România. Este un proiect destul de important. Noi, raionul Ialoveni, fiind un raion situat în zona centru, cu o infrastructură destul de dezvoltată, am aplicat la acest așa proiect așa mai timid, fiindcă avem o experiență mult mai mică decât România. Am reușit datorită partenerilor noștri de la Camera de Comerț și Industrie din Botoșani, datorită partenerilor Indeco de la Iași, am reușit să-l, cu multe dificultăți care au apărut pe parcurs și multe tergiversări care nu au fost luate în calcul la început, datorită insistenței noastre de a avea un asemenea centru transfrontalier, de a dezvolta micul business și mijlociu la noi raion și numai la noi raion, în general în toată țara. Am reușit să-l ducem la finalitate. Sperăm că experiența pe care am acumulat-o în implementarea unui asemenea proiect o să ne dea noi succese în viitor pentru a atrage noi investiții în Republica Moldova și în raionul nostru. Și sperăm că cu un asemenea evenimente sau cu asemenea centre o să dezvoltăm ce ține business-ul mic și mijlociu în Republica Moldova și inclusiv economia. Conferința de închidere a proiectului, început acum 3 zile, s-a desfășurat în incinta unui hotel din municipiu. Scopul evenimentului de astăzi este de a marca momentul închiderii unuia dintre proiectele europene la care Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani a fost partener. Și aici mă refer la proiectul Centru de Sprijinire a Afacerilor Transfrontaliere, Training, Expoziții și Simpozioane. Este un proiect important, un proiect la care aplicantul a fost Consiliul Raional Ialoveni din Republica Moldova. Parteneri am fost noi, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani și Asociația Indeco din Iași. Centrul va fi pus la dispoziția firmelor și instituțiilor interesate de organizarea unor activități de instruire, simpozioane, conferințe, reuniuni naționale sau internaționale și pentru organizarea de târguri și expoziții.